un păr frumos, des și sănătos are nevoie de dragoste. Adică, la fel cum organele noastre au nevoie să ne conectăm la ele, să vorbim cu ele, să le mulțumim, pentru că, deși nu știm exact ce fac în corpul nostru, își fac foarte bine treaba. Și părul nostru dă imaginea noastră și contribuie la felul în care noi apărăm în ochii noștri și ai celorlalți. Și calitatea părului nostru, exact cum pe vremuri bătrânii când își cumpărau un cal, se uitau la părul lui, la copite, la unghii, împreună cu unghiile noastre face parte din ceva care le arată celorlalți gradul de sănătate pe care îl avem. Și de asta o să vedem că oamenii preferă pe cei care au un păr dezbogat și sănătos, pentru că le creează sentimentul de sănătate interioară și grija de păr se face pieptămându-l, l vorbind cu el și mulțumindu-i pentru imaginea pe care ne-o conferă.